Pace vouă. Știu că foarte mulți dintre dumneavoastră n-ați fost cu noi și am să încep cu o scurtă recapitulare. În 1 Corinteni, capitolul 11, Pavel scrie bisericii din Corint: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile mele întocmai cum vi le-am dat. Dar, continuă el în versetul 3, vreau să știți, Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Termenul chefale, cap, aici nu înseamnă căpățână, ci înseamnă autoritate. Hristos este capul sau autoritatea oricărui bărbat, bărbatul este capul sau autoritatea oricărei femei sau soției lui și Dumnezeu este capul lui Hristos. Dacă aș desena versetul, atunci cel din care, prin care și pentru care sunt toate lucrurile este Dumnezeu Tatăl. Domnul Iisus Hristos a intrat în planurile Tatălui, iar bărbatul și soția lui sunt chemați să intre în planurile lui Hristos. Dar textul nostru ne dă această ordine de subordonare, supunere sau de autoritate: Dumnezeu, Hristos, bărbatul, femeia. Dragii mei, de aici derivă un prim principiu despre care am discutat vineri seara. În familie, Dumnezeu ne cheamă să ne dăm robi, nu soțiilor noastre, nu copiilor noștri, ci lui Hristos. Deci ăsta este un principiu extrem de important. Dacă mă întorc înapoi la imaginea din fața voastră, niciun bărbat nu poate întoarce spatele lui Hristos ca să placă nevestei lui, ci bărbatul trebuie să stea încolonat după Domnul Iisus Hristos. I know I should be bilingual and say a phrase in English, a phrase in Romanian, but I think you have translation somewhere. I don't know how, and yes. And I hope you'll understand what I say. It's so important. I don't marry anybody in our church except they come through the course of family counseling or premarital counseling. So may God open your ears and your hearts so that you can understand at least the major principles of what we talk about. Nobody can turn, or no man can turn his back on Jesus Christ to please his wife. This is why we have to give ourselves slaves to Christ, not to our wives or to our children. So that's the first and most important principle we have to learn. Acum, dacă am avut curajul, disciplina și înțelepciunea, courage, discipline and wisdom, ca să le dăm rob lui Hristos și suntem gata să conlucrăm cu El, ne întrebăm care sunt condițiile pe care Hristos le așteaptă de la fiecare dintre noi ca să tragă la jug alături de noi pentru împlinirea planurilor Lui. Și în capitolul 4, primele 10 versete, ne vorbește despre smerenie, blândețe, îndelungă răbdare și îngăduință. Smerenia dovedește că recunoaștem că familia este ideea lui Dumnezeu. The family is the idea of God, not the idea of man. And to be humble or to humble yourself is to recognize the fact that he is the author of what a family is. And this is why he guides us in how to live a family life. A fi blând nu înseamnă a fi bleg. A fi blând înseamnă a fi avut puterea și curajul să ieși din competiția afirmării de sine. Moise a fost cel mai blând om de pe fața pământului, dar când te uiți la el, vezi toată forța pe care l-a avut-o în relația cu Faraon sau în relația cu poporul. Dragii mei, 40 de ani să călăuzești un popor răzvrătit în prezența lui Moise, toată lumea trebuia să tacă. Era cel mai blând om de pe fața pământului. Dar atunci când vine Iosua, zice: Domnule Moise, Domnule Moise, doi prorocesc în tabără, să mă duc să-i opresc? Moise zice: nu, dea Dumnezeu ca toți cei din poporul lui să fie proroci. Cu alte cuvinte, Moise ieșise din competiția afirmării de sine. Dar nu-i suficient, dragii mei. Când începi față de familie, ai nevoie de multă îndelungă răbdare și îngăduință. Amândoi suntem under construction, unfinished.
Și pentru că suntem neterminați, ne călcăm pe picioare unii pe alții, ne greșim unii altora. Și de aceea Dumnezeu ne cheamă, dacă vrem să păstrăm unirea Duhului prin legătura păcii, să avem îndelungă răbdare și îngăduință. Dar de ce ne-a pus Dumnezeu la oaltă? What's the reason that we are a family? Why are we living together for 40, 50, 60, 70? În anul trecut, de Valentine's Day, am sărbătorit un cuplu din familia noastră care erau căsătoriți de 72 de ani. 72 de ani împreună. Îi vedeam venind la biserică de la stația de mașini, luați de mână, unul cu celălalt. Acum sora a plecat, cu fratele dau mâna în fiecare duminică. Dar Dumnezeu ne-a așezat pe unii lângă ceilalți să ne ajutăm în dezbrăcarea omului vechi și în îmbrăcarea omului nou. Scopul lui Dumnezeu în familiile noastre nu este să ne facă fericiți, ci să ne facă sfinți. Și pentru aceea Dumnezeu îți dă ca tovarăș de viață o piatră de moară. Și în felul acesta pregătește făina caldă, făina albă, făina bună pentru pâinea lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu ne-a așezat pe unii lângă ceilalți ca să ne ajutăm în dezbrăcarea omului vechi și în îmbrăcarea omului nou. Și ultima întâlnire de ieri viza relația părinți-copii. Dumnezeu ne-a dat harul lărgirii împărăției Lui prin copiii noștri. Frați mai în vârstă, și eu sunt din generația dumneavoastră, sunt pensionar și de aceea vreau să vă dau un sfat. Știu că tuturor ne place să păstrăm statu quo-ul, da? Să fie lucrurile exact așa cum a fost de-a lungul vieții noastre. Un frate m-a întrebat când am intrat în adunare, ce părere am despre tineretul zilelor de astăzi? Am zis, grea întrebare. E o altă generație pentru noi. Dar încercați să priviți înainte, nu înapoi. Noi plecăm. Gândiți-vă ce aveți de făcut pentru copiii voștri să rămână în biserică, să rămână între voi. Și eu cred că cel mai mare lucru pe care îl pot face pentru copiii mei nu este aici în adunare, mai întâi, ci este în propria mea familie. Ascultați textul pe care îl citim la binecuvântarea copiilor noștri. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Spuneți, amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Amin. Domnul să-și înalțe fața sau chipul lui peste tine și să-ți dea pacea. Amin. Și textul se încheie astfel. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. V-ați gândit vreodată că în familiile noastre noi putem pune peste copiii noștri fie numele lui Dumnezeu, fie numele lui Satan? Cum se poate lucrul acesta? Priviți o clipă, cum arată omul vechi? Minciună, hoție, amărăciune, mânie, iuțime, strigare, neînțelegeri, certuri, dezbinări, clevetire, răutate, curvie, necurăție, lăcomie de avere, alergare dimineața până seara după lucruri materiale, beție sau lipsa cumpătării, de orice fel, poate fi mâncare, poate fi înghețată, poate fi prăjituri, poate fi televizor, da? Vorbire nechipzuită, vorbire stricată, glume proaste, cuvinte porcoase. Când lucruri de felul acesta și altele asemănătoare cu acestea sunt prezente în familia noastră, noi punem peste copiii noștri numele lui Satan. Numele lui Satan. Ca să pui numele lui Dumnezeu peste copiii tăi, trebuie să dezbraci omul vechi și să îmbraci omul nou. Care, uitați-vă cum arată, textul ne spune, omul nou este făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și o sfințenie pe care o dau adevărul.
Chipul lui Dumnezeu se vede în adevăr, în cumpătare, în hărnicie, în generozitate, în bucurie, în seninătate, în blândețe, în bunătate, în credincioșie, în curăție, în mulțumire, în îndelungă răbdare, în vorbire cu har spre zidire, în vorbire liniștită, în vorbire chibzuită, în vorbire cu psalmi și în stăpânire de sine. Tu alegi. Dacă vrei să-ți crești copiii în iad și pentru iad, sau în rai și pentru rai. Dar ca să faci această alegere, trebuie să înțelegi că Dumnezeu ne-a pus pe unii lângă ceilalți să ne ajutăm în dezbrăcarea omului vechi și în îmbrăcarea omului nou. Și cu aceasta aș vrea să vin la sesiunea de zi. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Și bărbații din biserică zic amin, amin, amin. Ascultați după masă, am să stau de vorbă cu dumneavoastră, nu eu, Scriptura. De aceea încercați să fiți mai reținuți, pentru că ceea ce urmează este mai greu decât ceea ce veți auzi acum. Interesant este că Pavel începe secțiunea despre familie cu versetul 21. Submit to one another in the fear of Christ. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Și asta dă soțiilor o leacă de spațiu ca să răsufle înainte de a veni nevestelor, fiți supuse. Textul îmi spune că și bărbații trebuie să fie supuși nevestelor lor. Amin, surorilor? Amin, amin. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, adică luați-L pe Hristos ca autoritate ultimă în familiile voastre. Familia este ideea Lui, noi suntem în familie ciopliți și modelați într-un chipul și asemănarea Lui și de aceea El trebuie să fie șeful și autoritatea ultimă în familie. Dacă vom face lucrul acesta, vom avea o serie de beneficii. Eu am să înșir doar câteva dintre ele. Îl vom avea de partea noastră pe stăpânul Universului. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Societatea, problemele, necazurile? Nu, dragii mei, nimeni nu va fi împotriva noastră dacă Dumnezeu este pentru noi. În al doilea rând, uitați-vă la societatea zilelor noastre. Sunt mai multe divorțuri decât căsătorii. Aici ne-a adus neascultarea de Dumnezeu. Dar dacă ne supunem unii altora în frica lui Hristos, vom evita divorțul. Dar, ca să eviți divorțul, trebuie să păstrezi o comunicare constructivă, pozitivă, în familie. Dacă soția se supune soțului și el nu trebuie să pună soției, să se supună soției, atunci vorbirea este one directional, da? Soțul îi spune mereu soției ce are de făcut. Dar cred că textul dă voie și obligă pe soție să-și aducă soțul la ascultare de Hristos. Și în felul acesta vom păstra o comunicare constructivă între noi. Și lucrurile despre care am să vorbesc astăzi este al patrulea lucru. Ne vom împlini rolul pe care Dumnezeu îl dă fiecăruia în familie. Pavel a început cu problema supunerii, știți de ce? Pentru că în universul lui Dumnezeu, totul se supune lui Dumnezeu. El este contextul ultim al tuturor lucrurilor. Și de aceea a început cu supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos și continuă cu nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Dacă în spatele meu pe ecran ar putea apărea culoarea la care vă gândiți când eu zic supunere, ce părere aveți? Cum ar arăta ecranul? Black, da? Sau dark blue, eventually. Pentru că cuvântul acesta, supunere, irită pe toată lumea. Nu uitați, trăim în societatea postmodernă, în care autoritatea a fost aruncată peste bord, în care de mici copii învățăm to be myself, I have no bosses,
over me. Și de aceea cuvântul acesta, submission, nu ne place. Dacă n-ar exista în Biblie acest cuvânt, l-am înlocuit cu altul. Dar pentru că el este prezent în Biblie, trebuie să-l răscumpărăm. Trebuie să ne reformăm mintea. Spuneam aseară că la o întâlnire cu un cuplu care urma să căsătorească, el era din biserica noastră, ea era de pe aici, de prin America, misionar în Ungaria, și i-am așezat înaintea noastră și i-am spus să spună după mine legămintele. Și în dreptul ei, pe ea o chema Mary, i-am tradus în engleză legămintele, legămintele sunau așa: Tatăl meu care ești în ceruri, eu, Mary, în prezența ta și spre slava ta, accept să fiu luat în căsătorie de Beniamin. Așa o chema pe tânărul respectiv. După care legămintele urmau: te rog să mă ajut să-i fiu supusă. Când am ajuns aici, ea a zis: I don't say this, I don't say this. Well, if you don't say this, I will not marry you. Puh, she started to cry. Da? Când s-a liniștit, am început să explic ce înseamnă în Scriptură lucrul acesta. Și-a șters lacrimile și a zis: I will say it, I will say it with all my heart. Au o familie extrem de frumoasă. Nici nu știu câți copii au. Sunt superb. Din când în când mai vin pe acasă. Abia aștept să o văd pe Mary, să văd frumusețea de pe chipul ei. Dacă termenul n-ar exista în Biblie, dragii mei, nici nu trebuie să discutăm despre el. Am putea lăsa societatea să definească lucrurile, dar pentru că este prezent acolo, trebuie să răscumpărăm. Ce spune Biblia despre supunere? Ce înseamnă a te supune soțului ca Domnului? Soțiilor, ridicați mâna cele ale căror soț se confundă cu Domnul, sunt ca Domnul, că e Domnul sau că el e tot una. Well, I don't see any hands up. Da? Any hands up. Și eu cred că este corect. Soții noștri, respectiv eu, nu mă pot confunda cu Dumnezeu. Căci toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava sau de frumusețea lui Dumnezeu. Așadar, fiecare dintre soți este o ființă căzută, cu multe lipsuri și cu multe greșeli. Așa e, soților? Da sau nu? Așa e. Eu sunt primul care recunosc. Sunt o ființă căzută, cu multe lipsuri și cu multe greșeli. Ce vrea să spună atunci Pavel? Răspunsul îl avem când privim cu ceva mai mare atenție textul. Please watch the passage. And the passage has the answer for this question. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, și urmează un cuvânt mic. Este o conjuncție adversativă care semnalează o relație cauză-efect. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. El, mântuitorul trupului. De ce să o fac? Pentru că Dumnezeu a rânduit în univers o anumită ordine. Nu-i vorba despre societate, despre pretențiile soțului, este vorba despre rânduirea pe care Dumnezeu a așezat-o în univers. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. În mod evident, Pavel se referă la planul lui Dumnezeu despre care am vorbit la început. Călcați pe urmele mele, scrie el corintenilor, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Dar vreau să știți, Hristos este capul oricărui bărbat, bărbatul este capul nevestei și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Asta este ordinea pe care Dumnezeu a așezat-o în univers. Noi suntem creatura lui. Noi nu putem să spunem olarului: de ce ai făcut așa culutul? Dragii mei, este hotărârea suverană a lui Dumnezeu. Dumnezeu, Hristos, bărbatul, femeia. Bărbatul este capul nevestei, pentru că așa rânduit Dumnezeu lucrurile în creația sa.
Când te răzvrătești împotriva acestei ordini, te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu. Nu cu bărbatul tău ai probleme, cu Dumnezeu ai probleme. Pentru că în fața lui vei sta și lui vei da socoteală. Atunci când o soție se supune soțului ei, ea se supune de fapt lui Dumnezeu. Ca și cum ar veni să-i spună: Doamne, știu că ești atot înțelept, știu că m-ai creat după chipul și asemănarea ta și nu mă vrei răul. Tot ce ai rânduit pentru mine este pentru împlinirea mea, pentru binele meu. De aceea te slăvesc. Noi cântăm frumos aici la worship team, duminică dimineața, dar veniți cu noi în familie, vedeți cam ce este acolo. Da? Te slăvesc și vreau să trăiesc în lumina orânduirilor tale. Atunci când cei doi tineri vin la altar, ei nu vorbesc unul cu celălalt. Eu de obicei îi pun să steau spate în spate. Ca să țină minte că în momentul acela la altar vorbești cu Dumnezeu direct. Tatăl meu care ești în ceruri, eu Beniamin fără gău, în prezența ta, spre slava ta, hotărăsc să iau în căsătorie pe Leonora Ponta. 1976, a trecut mult timp de atunci, da? Te rog să mă ajut să o pot iubi, cum a iubit Hristos biserica, la bine și la greu, în bogăție și în sărăcie, în sănătate și boală, până când moartea ne va despărți. La fel spune și ea: Tatăl meu care ești în ceruri, eu, Eleonora Ponta, în prezența ta, spre slava ta, accept să fiu luată în căsătorie de Beniamin fără gău. Te rog să mă ajuți să-i fiu supusă. Cu cine vorbește ea? Cu Dumnezeu, cu Creatorul, cu mirele ei ceresc. Să-i fiu supusă ca Domnului, la bine și la greu, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie, până când moartea ne va despărți. A ne accepta locul și rolul pe care ni l-a fixat Dumnezeu înseamnă a ne supune lui Dumnezeu. Ce înseamnă ca Domnului? Dragii mei, Dumnezeu nu cere nici unei soții să-și imagineze că soțul ei este Domnul însuși. În niciun caz. Acesta este un om cu slăbiciuni, cu căderi, cu lipsuri, cu greșeli. Eu sunt primul care să o recunosc. Și toți cei din sală, bărbații, trebuie să facem același lucru. Te supui ca Domnului doar dacă te străduiești să-ți înțelegi și să-ți împlinești locul și rolul dat de El. Observați, rolurile în familie nu ni le dăm unul celuilalt, ci fiecare le primește de la Dumnezeu. Și te supui ca Domnului, ca soție, doar atunci când încerci să-ți înțelegi și să-ți împlinești rolul pe care ți l-a dat El. Există trei întrebări la care fiecare fată, fiecare femeie ar trebui să răspundă și când o trezești din somn. De asta târnă viața ei. There are three major questions every girl and every woman should know how to answer. And there are three major passages you have to read and learn to know who you are, why God created you, and what is your most important role in the family. Lângă cele trei întrebări, aș așeza trei texte esențiale. Genesa 2. Cine sunt ca femeie și pentru ce am fost creată? Din păcate, trăim într-o lume unisex. Nu știu pe cine o să alegeți în 2016. She or he? Well, observați cum femeile dau din coate și acum avem parfumul unisex, spray-ul unisex, haine unisex, toate sunt unisex. Dragii mei, în Împărăția lui Dumnezeu nu există așa ceva. În Împărăția lui Dumnezeu, din start, ești XX sau XY. Și Dumnezeu nu la întâmplare ne-a creat complementari. Ne-a creat complementari. De aceea cred eu că într-o astfel de lume trebuie să spui serios întrebarea de mică: cine sunt și pentru ce am fost creată? În 1 Corinteni 11, primele 16 versete, care este responsabilitatea mea principală? O femeie are multe de făcut, dar un singur lucru nu poate delega nimănui. Acel singur lucru trebuie să-l împlinească de dragul lui Hristos, cu tot ce are. Și al treilea text, dacă mi-am descoperit responsabilitatea principală, cum trebuie să mi-o împlinesc? Ca Dumnezeu să fie mulțumit. Dați-mi voie să le iau pe rând. Genesa capitolul 2.
Cine sunt ca femeie și pentru ce am fost creată? Genesis chapter 2. Who am I as a woman and why God created me? That's the starting question. Uitați-vă la 1 Corinteni, capitolul 11, versetele 8 și 9. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Textul ne aruncă în mod evident înapoi la actul creației. În Genesa, capitolul 2, versetele 15, începând, eu citesc, Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Un ajutor potrivit pentru ce? Trebuie să urc un pic mai sus în versetul 15 ca să pricep lucrurile. Domnul Dumnezeu a luat pe om, l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Dar Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Foarte serioasă problema. Versetul 18, în fața acestei realități, Dumnezeu spune, nu-i bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Potrivit pentru lucratul grădinii sau potrivit pentru păzitul grădinii? Din păcate, societatea noastră este așa organizată încât să oblige și pe bărbat și pe femeie să lucreze. Dragii mei, Dumnezeu, dacă urmăresc istoria din grădina Edenului, pentru lucratul grădinii, i-a făcut omului o mulțime de animale. Elefantul este în loc de macara, vaca e de lapte, calul îi trage, pisica îi prinde șoareci, câinele apără casa, o mulțime de animale pe care Dumnezeu le-a făcut. Le-a dus la om și le-a numit. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor ca să îi se potrivească. Să se îi se potrivească la ce? Uitați-vă puțin la cum curg lucrurile în cartea Genesa. În 2 cu 15 este mandatul pe care îl dă Dumnezeu bărbatului. L-a pus într-o grădină să lucreze, să o păzească. În 2 cu 16, 17 am explicații nu cu privire la cum să semeni ceapa sau cum să-ți tunzi iarba sau cum să ai grijă de trandafiri, ci explicațiile sunt cu privire la păzitul grădinii. În ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Imediat după aceea, Dumnezeu spune, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Urmează animalele pe care omul le numește, bărbatul le numește, dar vine observație, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să-i se potrivească. În versetele 21 la 24, Dumnezeu o face pe femeie din coasta lui Adam, o aduce la bărbat și spune cea împreună Dumnezeu, omul să nu despartă. Din păcate urmează căderea, judecata, blestemul rostit asupra șarpelui, asupra femeii și asupra bărbatului. Dragii mei, în contextul acesta al luptei spirituale, șarpele era în grădină, urma ispitirea, cred că bărbatul a avut nevoie de un ajutor potrivit. Un ajutor potrivit pentru păzitul grădinii. Din păcate, grădina a fost vândută, Dumnezeul veacului acestuia este Satan, este șarpele, tot ce a mai rămas de păzit este sufletul bărbatului. Atât a rămas de păzit, restul am vândut. Ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Expresia ezerk negdo în ebraic, ajutor potrivit, înseamnă un ajutor potrivit pentru el, nu ca el. Da? Suntem diferiți. Ideea este de complementaritate, nu de identitate. Atunci când vorbești despre Ezer, Ebenezer, până aici Dumnezeu ne-a ajutat, vorbești despre un ajutor, dar dacă veți citi Vechiul Testament, toate cazurile sunt într-un context militar, într-un context de conflict. Deci ajutorul implică prezența cuiva care asistă, care încurajează, ajutorul
oferă suport pentru ceea ce lipsește în acela care are nevoie de ajutor. Asta este foarte greu de acceptat de bărbați. Dar vreau să vă spun, pe noi Dumnezeu ne-a creat ca pe un șvaițăr. Nu știu dacă știți ce la șvaițăr. Cașcavalul ăla cu găuri mari, știi? Da. Cu găuri mari. Dacă n-am avea aceste găuri, noi bărbații, Dumnezeu nu ne-ar fi dat un ajutor potrivit. Is it right? Yes. But we have to recognize it. Că în momentul în care recunoști lucrul acesta, privești cu alți ochi la soția ta, cu totul alți ochi. O privești ca pe o extraordinară resursă pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziția ta. Termenul knegdo sau potrivit este un pic mai complicat de tradus, dar este înrudit cu verbul care înseamnă a fi deschis, descoperit, vizibil. Dacă pun la oaltă cei doi termeni, aș putea parafraza textul în felul acesta. Pentru că substantivul înrudit cu knegdo este o persoană proeminentă, care este în evidență, care e clar vizibilă, care este ușor de observat. Nu este bine ca omul să fie singur. El este o țintă descoperită, o țintă râvnită și de aceea o pradă ușoară. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Dragii mei, cel care a primit mandatul trebuia să vândă grădina. Femeia nu putea să facă lucrul acesta. Nu femeia, a spus Dumnezeu, în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit, ci bărbatul i-a spus lucrul acesta. Să păzească grădina. Bărbatul trebuia să o vândă. Și de aceea șarpele îl viza pe el, dar a ajuns la el prin ea. A ajuns la el prin ea. Un ajutor potrivit pentru poziția lui proeminentă sau pentru poziția lui clar marcată, descoperită, vizibilă, râvnită de forțele întunericului. O întrebare dureroasă. Cum se explică faptul că totuși femeia a fost cea care a adus păcatul în lume și l-a tras pe bărbatul ei în groapă? Cine a greșit? Nu cumva Dumnezeu? A zis că îi dă un ajutor potrivit și a fost cel mai nepotrivit ajutor pe care putea să-l dea bărbatului. Dragii mei, pentru asta trebuie să fac un pas înapoi și să privesc la cartea Genesa ca întreg. Are 50 de capitole. 50 de capitole împărțite în trei părți inegale. Primele două părți sunt creația. This is the book of Genesis. 50 chapters and three major sections. The first two chapters, creation. Chapter 3 to 11, fall. And 12 to 50, redemption. And the rest of the Old Testament flows into the New Testament and explains the history of redemption. Când citești Biblia, trebuie să te gândești la o prăjitură sau la o pâine. Dacă rețeta este bună, prăjitura este bună. Right, surorilor? Dar ce conține o rețetă? Ingrediente, proporții și secvența. Ce pui în prăjitură, cât pui în prăjitură și în orice ordine trebuie să le pui. Biblia sau cuvântul lui Dumnezeu este pâinea caldă a lui Dumnezeu, coaptă după rețeta lui Dumnezeu. De ce este important să studiem Biblia pe cărți? Pentru că numai acolo ai ingredientele, proporțiile, secvența corectă. Biblia este despre răscumpărare. Cu toate acestea, istoria răscumpărării este prefațată de secvența creație-cădere. Când Dumnezeu termină actul creației, s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Spuneți-mi, ce-i foarte bine pentru Dumnezeu? Un lucru pe care tu să-l poți strica sau un lucru pe care să nu-l poți strica? Ce-i foarte bine la Dumnezeu? Dacă vrei răspunsul corect, citește mai departe. Observați, după creație urmează căderea. Dacă universul lui Dumnezeu, incluzând relația cu Dumnezeu, n-ar fi fost pervertibile, n-am avea căderea după creație. Mi se pare simplu și logic. Cu alte cuvinte, Biblia se interpretează pe sine. Cu alte cuvinte, ca Dumnezeu să-ți dea libertatea să alegi între viață și moarte, între binecuvântare și blestem, El ți-a pus în mână viața pe care tu să o poți face praf în 5 minute. Praf în 5 minute. Dar la fel este și relația cu Dumnezeu.
Dragii mei, deși vorbim despre răscumpărare în numeri, 650.000 de bărbați fără doi sunt îngropați în nisipurile pustiei. În nisipurile pustiei. Cu alte cuvinte, deși au fost răscumpărați cu sângele mielului pascal, nici unul nu intră în Canaan, afară de Iosua și Caleb. Se spune că orice viciu este o virtute supralicitată. Orice viciu este o virtute supralicitată cu care nu ai foarte mare grijă. Și eu cred că Dumnezeu a dat femeii o sensibilitate absolut specială spre lumea spirituală. Știți de ce? Să poată să-și împlinească menirea în familie. Și din pricina acestei sensibilități pe care o pun lângă libertatea femeii de a alege între viață și moarte, femeia a ales moartea. Ar fi putut alege viața. Dar femeia a ales viața. Orice femeie, și acum vorbesc cu dumneavoastră care stați înaintea mea, orice femeie are libertatea să-și accepte sau să-și refuze rolul pe care l-a dat Dumnezeu. Ai libertatea să faci această alegere, dar vei trăi cu consecințele alegerii tale. Și rolul pe care ți l-a dat Dumnezeu este acela de a fi un ajutor potrivit. Genesa capitolul 2. Cine sunt și pentru ce am fost create. Ideea este dusă mai departe în 1 Corinteni 11, un alt text important, tălmăcit și răstălmăcit în bisericile noastre și îmi cer iertare de pe acum dacă supăr pe cineva, dar încerc să rămân lângă text cât mă ajută Domnul. De ce este important textul acesta? Pentru că aici o femeie află care este responsabilitatea ei principală. Spuneam în zilele acestea, dragii mei, puteți negocia în familie tot felul de lucruri. Nu-i rușine ca un bărbat să spele vasele. Tatăl meu a murit când aveam 9 ani. Dar nu de multe ori în viață, pentru că ei se sculau foarte devreme, la 3:30-4 dimineața, să spele hainele. N-aveam mașină de spălat, aveau 4 copii. Și știu că l-am surprins pe tata în bucătărie cu mama. Erau două mese puse față în față. Mama avea o covată de lemn mai mititică, tata avea o covată de lemn mai mare. Și stăteau amândoi și spălau hainele la 4 copii. Ca el la ora 6 să poată pleca la servici. Nici prin creasta minții nu mi-a trecut să gândesc, a, ce bărbat spală hainele. Dragii mei, mama l-a respectat pentru asta. Nu se așeza odată la masă tăticul meu fără să întrebe, picuță, tu ai mâncat? Odată. Cu alte cuvinte, poți face orice în casă. Un singur lucru o femeie nu poate delega nimănui. Dumnezeu va trage la răspundere pentru asta. Care-i lucrul acela? Dați-mi voie să recitesc versetele 8, 9 și o parte din 10. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, oare ce urmează? Observați acest de aceea, ar trebui să explice de ce a făcut-o Domnul pe femeie pentru bărbat. De ce a făcut-o pentru bărbat? De aceea, din pricina îngerilor, sau de aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al supunerii. Asta este traducerea Dumitru Cornilescu, pe care avem în mâinile noastre. Dacă las textul așa cum este tradus înaintea mea și încerc să dau sens textului pe care l-am citit, atunci aș putea comenta așa lucrurile. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea femeia, prin semnul pe care îl poartă, să arate îngerilor că este supusă. Dar femeia a fost făcută pentru bărbat, nu pentru îngeri. Cu alte cuvinte, dacă mă uit atent la text, nu mă satisface o astfel de explicație. Acum, explicația este bună, pentru că semnul acela ar trebui să-i aducă aminte ei să nu mai facă femei ce a făcut Eva. Eva a intrat în fața bărbatului și a povestit cu șarpele. Femeia trebuie să-l împingă pe bărbat să povestească cu șarpele. Și din punctul ăsta de vedere, cred că textul este bun. Cu toate acestea, nu satisface explicația. De ce?
Pentru că în cazul acesta, zic pentru bărbat, femeia a fost făcută pentru bărbat și de aceea este la dispoziția bărbatului. Foarte mulți dintre noi gândim așa. Bărbatul dă cu pumnul în masă, bărbatul pretinde, bărbatul îi spune. Ori, dați-mi voie să traduc corect textul în lumina versetului 3. Versetul 3 spune, dar vreau să știți, Hristos este capul, autoritatea oricărui bărbat, bărbatul este capul, autoritatea femeii și Dumnezeu este capul sau autoritatea lui Hristos. Dumnezeu, Hristos, bărbatul, femeia. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, femeia din pricina îngerilor trebuie să aibă pe cap. Cine-i capul femeii? Cine-i capul femeii? Bărbatul, spune Pavel, numai un pic mai sus, da? Trebuie să aibă exusia, autoritate. Termenul semn nu există în original. Trebuie să aibă autoritate. Acum textul are sens. Deoarece femeia a fost făcută pentru bărbat, ea trebuie să facă ceva pentru el. Ce trebuie să facă pentru el? Să vegheze prin tot ce a pus Dumnezeu la dispoziție, prin felul în care a făcut-o, ca pe capul ei, pe bărbatul ei, să nu lipsească autoritatea. Dar cine este autoritatea bărbatului? Hristos. Hristos, dragii mei. Observați, există două împărății. Dumnezeu, Hristos, bărbatul și femeia. Așa a rânduit Dumnezeu lucrurile în împărăția sa. În cealaltă împărăție există diavolul, îngerii lui și un loc vacant. Aduceți-vă aminte de ispitirea din pustie. Poruncește pâinilor, pietrelor să facă pâine. Sar de pe acoperișul templului, streașna templului. Și la urmă zice, închină-te mie. Cu alte cuvinte, lasă locul tău și vină în împărăția mea și îți voi da toate împărățiile pământului. Spuneți-mi dacă bărbatul Hristos n-a fost scutit de această ispită, oare bărbatul Beniamin fără gău va fi scutit? Never, never. Observați, noi n-am fost făcuți pentru iad. Domnul Iisus Hristos, atunci când judecă în Matei, capitolul 25, le spune celor de la stânga lui, duceți-vă în focul cel veșnic pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Cum ajung acolo? Atunci când nu mi-accept locul pe care mi l-a dat Dumnezeu și când îmi părăsesc locul și trec de partea celui rău. Femeia a fost creată de Dumnezeu ca ajutor potrivit în lupta spirituală cu forțele întunericului. Dragii mei, când citiți textul de Efeseni, capitolul 6, versetele 10 la 20 și vedeți armura pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi ca să rămânem în picioare după ce am biruit totul, pentru că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor, stăpânirilor, căpetenilor, duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Interesant, pentru spate, Dumnezeu nu mi-a dat piesă de armură. Pentru spate, mi-a dat-o pe soția mea. Nu există nicio altă ființă pe planeta aceasta ca să mă cunoască ca Nora. O iau cu mine pe oriunde merg, ca spatele meu să fie acoperit. Ca spatele meu să fie acoperit. Genesa 2, cine sunt și pentru ce am fost creată? Why did God create me? As a woman. A doua întrebare. Ce nu pot delega altuia? What is the most important things I have to do as a woman in my family? Și a treia întrebare, cum trebuie să mă împlinesc această responsabilitate extrem de importantă? 1 Petru, capitolul 3. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Acest cuvânt sau această expresie, tot astfel, sugerează o comparație, a comparison. După cum Hristos, dacă citiți un pic mai sus, tot astfel nevestelor. Observați, nevasta n-are nimic de împărțit cu bărbatul. Nu bărbatul îi spune cum să se supună, ci Hristos îi spune cum să se supună. Și nu poruncind, ci modelând supunerea. Dați-mi voie să citesc textul. În primul rând,
Soților, renunțați la a mai avea așteptări de la soțiile voastre în ce privește supunerea lor. N-aveți nici un drept să le pretindeți ceva. Well, I don't hear too many amin. Da? I don't hear that. Deci, nu soții spun soțiilor cum trebuie să supună, ci Hristos prin modelul Lui. Și acum priviți la modelul Lui Hristos. După cum Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui, după cum Hristos n-a făcut păcat, în gura Lui nu s-a găsit vicleșug, iar când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri, când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. După cum Hristos s-a supus dreptului judecător, tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi dreptului judecător. Wow! Sună un pic mai bine, nu-i așa? Pentru că supunerea o învăț de la Cel care s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob și a locuit printre noi plin de har și de adevăr ca să moară în locul nostru, să ne mântuiască. Ce extraordinar model! După cum Hristos s-a supus dreptului judecător, tot astfel, nevestelor, fiți și voi supuse dreptului judecător. Hristos s-a supus dreptului judecător, intrând în planurile Lui și neoprindu-se până când n-a împlinit ceea ce a dat Tatăl de făcut. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. I-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Știți care e teama noastră cea mai mare? Că supunerea ne degradează. Nu, dragii mei, uitați-vă la Hristos. Supunerea l-a înălțat mai pe sus de orice nume, pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi al celor din ceruri și al celor de pe pământ. Supunerea nu înseamnă renunțare, ci înseamnă implicare. Implicare în luptă, în vederea câștigării biruinței. Cât de mult s-a pervertit conceptul în mintea noastră. Supunerea nu înseamnă renunțare, ci înseamnă implicare în luptă în vederea câștigării biruinței. În 1 Petru, capitolul 2, versul 25, vedem ce a câștigat Hristos prin supunerea Lui. Căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre prin supunerea Lui Hristos. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă ei sunt ca niște oi rătăcite, adică dacă nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Supunerea înseamnă o implicare, o intrare în luptă, dar nu cu faptele sau cu armele firii pământești. Și aici pierd cele mai multe soții. Ai impresia că dacă îl bați la cap pe bărbatul tău, realizezi ceva. Nici unui bărbat nu-i place o streașină care picură. Când soția mea spune prea multe lucruri, zic, Nora, a, mi-e dragă, o respect, dar say it once according to the Bible and say it nicely. Deci supunerea nu înseamnă o intrare, sau înseamnă o intrare în luptă, dar nu cu orice fel de arme. Uitați-vă cum curge textul. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoaba voastră de afară să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea
lui Dumnezeu. Aveți înaintea voastră o întrebare. Atunci când vrei să câștigi o biruință, o bătălie, de pildă cu soțul tău, și ți se spune, fă nu așa, ci așa, pe care din cele două aspecte vei pune accentul? Să presupunem că vreau să câștig bătălia și mi se spune să nu faci așa. Eu nu fac așa. Da? Încă n-am realizat nimica. Pentru că trebuie să mă duc la... Dar cum să fac? Păi fă altfel, fă așa. Înțelegeți? Acum dacă iau și aplic lucrul acesta la textul nostru, biruința nu atârnă de ceea ce porți pe tine. O femeie, în mod instinctual, încearcă să câștige prin farduri, parfumuri, haine. Shall I go on? Uitați-vă la fetele din zilele noastre. Din păcate, foarte multe le fac aproape inconștient. Dar trăim o lume în care ai impresia că îl câștigi sau îți câștigi un partener prin ceea ce porți pe tine. Dragii mei, așa îți câștigi un ibovnic, nu un soț necredincios. Ci biruința târnă de ceea ce porți în tine. Luați o țărancă de undeva din Dorohoi, aduceți-o în alei, duceți-o într-o prăvălie și în 5 minute faci din ea o doamnă. Zici, până nu-și cască gura. Da? Faci din ea o doamnă. Dar încercați să îmbrăcați omul dinăuntru. Să adunați o garderobă pentru omul dinăuntru. Mult mai complicată povestea. Și eu cred că la asta ne cheamă Dumnezeu în textul nostru. Ce înseamnă să te supui cuiva? Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor ca Domnului. Cum este supusă biserica lui Hristos? Dați-mi voie să iau un singur verset, să nu fac o teorie lungă. Atunci când Pavel vorbește despre sine, după întoarcerea lui la Domnul Iisus pe drumul Damascului, ascultați ce spune. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Biserica este trupul lui Hristos. Hristos este capul. Dragii mei, biserica este supusă lui Hristos atunci când mădularele fac ceea ce poruncește capul. Și eu cred că asta definește supunerea. Deci biserica este supusă lui Hristos atunci când intră cu tot ce este și tot ce are în planurile lui Hristos pentru a împlini planurile lui Hristos. A te supune înseamnă a te alinia de bunăvoie după cineva, pentru a participa cu întreaga ta ființă la împlinirea planurilor acestuia. Ori, pentru că este adusă în discuție relația Hristos-Biserică, eu și soția mea suntem dinpreună Biserica lui Hristos. Cu alte cuvinte, noi dinpreună intrăm în planurile lui Hristos. Și atunci ea nu e chemată să intre în planurile mele egoiste de bărbat, ci e chemată dinpreună cu mine să intrăm în planurile lui Hristos, pentru că suntem biserica lui Hristos. Soția mea fiind un ajutor potrivit, da, o soție creștină, un ajutor potrivit pentru soțul ei, se aliniază și ea la împlinirea lucrării Domnului Iisus Hristos, supunându-se soțului ei ca Domnului. Bărbaților, dați-mi voie să închei cu o întrebare către dumneavoastră, vorbindu-mi mie. Oare este tot una cui se supune soția? Cu alte cuvinte, porunca asta, e adevărat, e primită din partea lui Dumnezeu, dar gândiți-vă puțin la ea. E tot una dacă se supune unui căpcăun? Sau unuia care seamănă cu Domnul Iisus? E tot una? Soțiile strigă din bancă, no way! Nu-i tot una. Uitați-vă cum descrie numai textul din Corinteni un bărbat căruia se merită să-i te supui ca Domnului. Nu că este condiționată supunerea pentru că Dumnezeu îți poruncește, dar
un bărbat când intră în tiparele Scripturii face mult mai ușoară supunerea soției. Îl are pe Hristos ca și cap și autoritate. Spuneți bărbaților, amin. Da? Este implicat în bătăliile cerului. Nu are deșertăciunii. Îl cunoaște pe Hristos și calcă pe urmele lui hotărât și fără îndoieli. Amin. Are o lucrare atât de importantă încât se merită să-i fie ajutor potrivit. Nu scurmă în gunoaie și în deșertăciune, ci are o lucrare care are perspective veșnice, se merită să-i fie ajutor potrivit. Este atât de implicat în planul, în realizarea planului lui Dumnezeu, încât este râvnit de îngerii întunericului și fără tine moare. Wow! Și în ultimul rând, este conștient că trebuie să se lase vegheat și veghează la rândul lui asupra soției și familiei lui. Wow! Este greu să te supui unui astfel de bărbat? Nu. Este o bucurie. Pentru că simți în inima ta că participi la ceva extraordinar. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit Hristos biserica, și textul continuă. Dar despre astea, de seara ora 6. Amin.